În lumea reality show-urilor, emoțiile și dramele umane sunt la ordinea zilei. Una dintre cele mai captivante povești care se desfășoară în această perioadă este cea a Biancăi Giurcă, o tânără care a ajuns rapid în centrul atenției în cadrul emisiunii Casa Iubirii. De la sosirea sa, Bianca s-a confruntat nu numai cu provocările competiției, ci și cu atacuri dure din partea publicului. Această situație are un impact profund asupra stării ei emoționale, iar surenderul ei în fața tensiunilor vine cu automatizări care nu pot lăsa pe nimeni indiferent. Bianca a intrat în Casa Iubirii sperând să-și găsească iubirea alături de Patrick. Însă, de la bun început, apariția ei a fost marcată de controverse. Rapoartele sugerează că mulți au perceput-o nu ca pe o concurentă sinceră, ci mai degrabă ca pe o rivală care ar avea alte intenții. De aceea, atrăgând atenția asupra situației sale, Bianca a îmbrățișat criticile, dar a resimțit și dezvoltarea unei presiuni emoționale care a dus la acumularea tensiunilor. Rețelele sociale s-au transformat într-un teren de luptă pentru Bianca. Mesajele de ură și comentariile negative curate au bombardat-o, punând o povară suplimentară pe umerii ei tineri. Această reacție a creat un climat ostil care a contribuit la scăderea stimei de sine a Biancăi. Așa cum ea a menționat, nu știu dacă am făcut un lucru bun că m-am înscris în emisiune. Aceste cuvinte surprind esența crizei emoționale cu care se confruntă. Presiunea psihologică a devenit pentru Bianca o provocare majoră. Mesajele negative nu afectează doar percepția pe care o au alții asupra ei, ci și modul în care se percepe pe sine. Într-un moment de vulnerabilitate, ea a exprimat că îi prefer să le las așa cum sunt, pentru că pe mine chiar mă afectează. Acest sentiment reflectă o luptă internă care este adesea neobservată în spatele camerelor de filmat. Dorința Biancăi de a părăsi Casa Iubirii nu vine dintr-o disperare, ci dintr-o nevoie profundă de a-și proteja bunăstarea emoțională. Dacă să fiu bine înseamnă să nu fiu aici, aia e, a declarat ea, subliniind astfel că sănătatea mentală este prioritară. Tânăra tinde să-și reevalueze deciziile și să decidă dacă această experiență merită toate eforturile pe care le face. Între Bianca și Patrick s-au purtat discuții sincere și emoționante. Patrick, îngrijorat de starea ei, a întrebat-o: de ce trebuie să-ți faci griji de ce o să fie? Bianca, demonstrând o maturitate extraordinară, a răspuns că se concentrează pe propria bunăstare și că mesajele de hate care s-au îndreptat către ea sunt copăleșitoare. Patrick, îngrijorat de relația lor, continuă să o susțină, dar întrebările fără răspuns plutesc în aer. Ce se va întâmpla cu iubirea lor într-un mediu atât de toxic? Rămâne de văzut care va fi decizia finală a Biancăi, dar fanii emisiunii sunt cu siguranță captivați de evoluția situației. Tensiunile din Casa Iubirii sunt evidente, iar zilele următoare promit momente pline de dramatism. Cum va afecta alegerea Biancăi viitorul relației sale cu Patrick și cum va face față ea provocărilor din exterior? Aceste întrebări rămân deschise, iar spectacolul mediatic din jurul acestei povești continuă să crească în intensitate. În concluzie, povestea Biancăi este o amintire vie despre implicațiile emoționale ale expunerii publice și despre lupta individului de a găsi un echilibru între autenticitate și presiunea socială. Rămâneți aproape pentru a observa desfășurarea acestui dramă umană complex. Ignorarea regulilor de către Rebecca ar putea influența comportamentul altor concurenți, care ar putea simți că regulile sunt opționale. Această situație poate duce la o cultură a impunității, unde abaterile de la regulă devin norma, afectând astfel dinamica competiției și percepția asupra justiției. Rebecca și Anton au o relație complexă, iar comportamentele recente au generat speculații cu privire la loialitatea și intențiile sale. În ciuda dovenilor clare de încălcare a regulilor, staful a cerut probe, dar părea să nu le ia în serios. Această atitudine sugerează o posibilă preferință pentru dramatism în detrimentul aplicării stricte a regulamentelor. Fără o intervenție clară, concurenții pot interpreta tăcerea ca pe o aprobată a comportamentului necorespunzător. Comportamentul lui Rebecca, stând în genunchi în fața altui băiat, a fost interpretat ca o gravă încălcare a regulamentului emisiunii. Acest gest a suscitat furia telespectatorilor și a ridicat întrebări privind respectarea normelor stabilite de producție. Reguli clar definite sunt esențiale pentru menținerea integrității unei competiții, când Rebecca a fost surprinsă încălcând regulamentul, stând cu alt băiat. Această situație nu doar că a ridicat semne de întrebare despre corectitudinea competiției, dar a stârnit și reacții variate din partea staffului și a concurenților. Recent, emisiunea Casa Iubirii a fost martora unor evenimente uimitoare, iar ignoranța față de acestea poate crea un precedent periculos pentru ceilalți concurenți. Un aspect notabil a fost lipsa reacției staffului emisiunii. Această dinamică este influențată de presiunea publică și de modul în care se percep reciproc.
Reacțiile lor la scandalurile din emisiune vor juca un rol crucial în evoluția relației lor, iar tensiunile existente ar putea afecta deciziile pe care le iau. Popularitatea lui Rebecca a fost un subiect de discuție, chiar și în contextul controverselor. Percepția publicului nu doar că influențează sprijinul acordat concurenților, dar poate și să schimbe modul în care producția gestionează situațiile delicate. Telespectatorii au tendința de a susține personaje care le captează atenția, ceea ce complică relația dintre comportamentul etic și popularitatea în emisiune. Viitorul relației dintre Rebecca și Anton va depinde în mare măsură de modul în care vor gestiona scandalurile recente. Confruntarea cu presiunea publică, împreună cu redeschiderea discuțiilor despre integritatea competiției, va cere o adaptare din partea lor care să-i mențină relevanți în ochii telespectatorilor. În final, gestionarea corectă a acestor scandaluri va juca un rol crucial în viitorul emisiunii și în percepția acestuia de către telespectatori. Este posibil ca publicul să continue să observe această dinamică, influențând astfel viitoarele decizii ale producției și comportamentele concurenților. Reacția staffului, implicațiile pentru alți concurenți și evoluția relației dintre Rebecca și Anton sunt aspecte esențiale de analizat. În concluzie, incidentul în care Rebecca a fost surprinsă încălcând regulamentul emisiunii ridică întrebări fundamentale despre integritatea competiției Casa Iubirii. O abordare transparentă și sinceră ar putea consolida legătura lor, în timp ce o tăcere prelungită ar putea duce la disensiuni și rupturi în relația lor. Într-o competiție unde dragostea și sinceritatea sunt fundamentale, recentul scandal generat de comportamentul lui Patrick a stârnit valuri de indignare printre concurentele din Casa Iubiri. Acest incident a evidențiat nu doar provocările vieții de reality show, ci și așteptările ridicate ale participanților, toate culminând cu cererea de descalificare a lui Patrick, după ce acesta a recunoscut că a avut o aventură în afara emisiunii. Scandalul a început să prindă amploare în momentul în care au apărut zvonuri despre relațiile extraconjugale ale lui Patrick. Acesta, cunoscut pentru personalitatea sa carismatică, a căzut sub privirile critice ale colegelor sale, care nu au uitat să-și exprime nemulțumirea. Recunoașterea aventurii lui Patrick a fost picătura care a umplut paharul, determinându-le pe concurente să reacționeze energic împotriva comportamentului acestuia. Patrick a admis public că a avut o aventură în afara emisiunii, un fapt considerat inacceptabil de majoritatea colegelor sale. Această recunoaștere a fost percepută ca o trădare a regulilor de fair play care guvernează competiția. Comportamentul său a pus în pericol atât imaginea emisiunii, cât și integritatea relațiilor dintre concurenți. Teodora, liderul de facto al grupului, a fost prima care și-a exprimat dezaprobarea față de comportamentul lui Patrick. Ea a lansat un apel deschis către producție pentru a lua măsuri împotriva lui, subliniind nevoia de respect reciproc între concurenți. Alte concurente, precum Alexandra și Larisa, au susținut-o pe Teodora, exprimându-și de asemenea dezamăgirea față de acțiunile lui Patrick. În culise, tensiunea a crescut, iar fetele au început să discute despre următorii pași. Unele dintre ele consideră oportun să-l confrunte direct pe Patrick, în timp ce altele preferă să aștepte decizia producției. Oricum ar fi, strategia lor este clară. Nu vor permite ca acest incident să afecteze atmosfera din Casa Iubiri. Pe măsură ce scandalul s-a amplificat, presiunea publicului a crescut semnificativ. Fanii emisiunii au început să-și exprime opiniile vehement pe rețelele sociale, cerând oficial descalificarea lui Patrick. Această cerere a fost amplificată de mesajele de susținere aduse de celelalte concurente, subliniind nevoia unei reacții ferme din partea producției. Impactul scandalului a început deja să se resimtă în dinamica emisiunii. Relațiile dintre concurente sunt tensionate, iar încrederea a fost afectată grav. Asta a condus la o reconfigurare a strategiilor de joc, fiecare concurentă având acum de cântărit riscurile implicării într-o comunitate care poate deveni rapid toxică. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în zilele următoare, dar cert este că scandalul lui Patrick a lăsat o amprentă serioasă asupra atmosferei din Casa Iubiri. În concluzie, scandalul generat de recunoașterea aventurii lui Patrick a provocat reacții puternice în rândul concurentelor. Acesta scoate la iveală nu doar vulnerabilitățile individuale, ci și provocările pe care le întâmpină o comunitate sigură în fața încălcării eticii și a relațiilor interumane. Prin urmare, deciziile care vor fi luate de producție în zilele următoare vor avea un impact semnificativ asupra desfășurării competiției și asupra percepției publicului asupra acesteia. Patrick a recunoscut recent că a avut cel puțin o aventură în afara căsătoriei, ceea ce a stârnit controverse și discuții intense în cadrul emisiunii. Această confesiune nu doar că l-a pus pe el într-o lumină proastă, dar a adus și întrebări importante cu privire la integritatea acestuia ca participant. În plus, recunoașterea s-a fost văzută ca o încălcare gravă a regulamentului competiției, care subliniază importanța onestității și a respectului în relațiile interumane.
După episodul de dimineață, dovenile împotriva lui Patrick au devenit tot mai concludente. Martorii au fost intervievați și informații noi au fost dezvăluite, întărind acuzațiile inițiale. Acest flux de dovezi nu doar că evidențiază gravitatea situației, dar și inevitabilitatea unei reacții din partea organizatorilor competiției. În plus, regulamentul specifică faptul că orice relație care durează mai mult de o săptămână poate fi considerată o încălcare a regulilor, făcând situația lui Patrick și mai critică.